1940-ben a sztálini korszak derekán íródott, felnőtteknek szóló mese ez a darab, az akkori szovjet-orosz avantgárd szellemét tükröző allegorikus történet. Ráadásul többszintes allegória, melyben a politikai olvasat mellett adott egy személyes vonatkozás is, ez utóbbi az identitásvesztésről és annak visszaszerzéséről szól. A szerző az árnyék nélküli ember meséjét dolgozza át groteszk és abszurd humorú politikai tündérmesévé, ahol arra is találunk konkrét utalásokat, hogy milyen lehetett Sztálin korában létezni. De a diktatúra paraboláján túl a karakterek személyes útja, álmaik rejtett tartalma, önmaguk keresése is fontos. A különös déli országba utazó és azt tanulmányozó tudós két szerelem közül az arra nem érdemeset választja és elveszti az árnyékát. De a történet végén az igaz szerelemnek köszönhetően bekövetkezik a csoda, ami mindent megold. A ketté vált én útja végéhez érkezik, ahol mind az árnyéknak, mind az igaz szerelemnek meg kell találniuk új helyüket a világban. Domnule regizor, nu este o piesă foarte des jucată, cel puțin în România. De ce ați ales-o? Adică nu numai în România, cred că nu s-a jucat de foarte multă vreme. Adică eu nu știu în lume. De ce s-a ales? Pentru că piesa e de fapt foarte actuală și din punct de vedere politic și din punct de vedere psihoanalitic sau psihologic. Și de-aia am ales-o. Este foarte greu de împletit o poveste clasică, cea a omului fără umbră, cu o fabulă politică. Dumneavoastră totuși ați încercat, ați făcut acest demers. Da. Nu, cred că e în structura textului, pentru că piesa a fost scrisă cu gândul la generalisimul Giugașvili, da, în 1940, și sigur că se referea la dictatura de vremea aceea, la tiranul care a devenit, adică a fost totdeauna și a devenit pe urmă Stalin. Da? Și e foarte evident în text și bineînțeles că s-ar putea găsi analogii în istorie, să fie Mussolini sau să fie cineva de astăzi. Și e istoria care se repetă și aduce la suprafață mereu aceleași caracteristici întunecate ale unui conducător sau unui dictator. Da. Cu toate acestea, piesa are un happy end, un final fericit. Oare cum se potrivește acest lucru cu partea întunecată a lucrurilor? Am văzut în ultimii 20 de ani că sunt momente de happy end care durează câteva zile și pe urmă e o nouă realitate, adică e o revoluție care schimbă ceva și pe urmă sunt lucruri care se repetă, mai ales la nivelul istoric și, bineînțeles, și la nivel individual. Deci căutarea de sine e o temă atemporală. Persze. A világ sokkal észszerűbb, mint amilyennek látszik. Már csak egy kis idő kell, csak két-három nap, és tudni fogom, hogyan tegye boldoggá az embereket. Mindenki boldog lesz, de én leszek a legboldogabb. Csak mostanában, hogy esténként ott látom magát az RTL-en, csak most értettem meg, hogy olyan boldog lehetek, mint senki más. Ismerem magát. Magát nem lehet nem ismerni. Úgy fogadom, mint a szép időt, a holdfényt, a hegyutat. És mindez olyan egyszerű. Nem tudom pontosan, mire gondol, de tudom, hogy gondolatai épp oly örömet szereznek neked, mint az arca, a haja, a szempillája. Köszönöm magának mindent. Köszönöm, hogy ezt a házat választott. Köszönöm, hogy megszületett. Köszönöm, hogy akkor él, amikor én. Mit is csináltam volna, most váratlanul nem találkozunk. Még elgondolni is szörnyű. Ilyen jó.
túl betanulta? Én. Nu ați regizat până acum niciodată la Cluj, la Teatru Maghiar. Cum v-ați întâlnit cu trupa? Cum ați ales actorii pentru acest demers? Da, adică domnul Tompa m-a ajutat foarte mult în alegerea actorilor. Eu am văzut live două spectacole, Unchiul Vanea, bineînțeles, și Richard al III-lea, acum câțiva ani, și mai multe spectacole pe video. Și cred că s-a nimerit foarte bine cum a fost posibil să închegăm distribuția și sunt foarte, foarte fericit, pentru că teatrul e excelent, actorii sunt într-adevăr unii din cei mai buni actori în România și am avut noroc. Cum vă simțiți acum după premieră? Ce credeți? Ați reușit în toate demersurile dumneavoastră în ceea ce privește intenția regizorală? Adică în mare, da, dar sigur, sunt atâtea detalii care ar necesita mai mult timp, da? la toate nivelele, și la nivelul jocului, și la nivelul regiei, și la nivelul scenografiei. Totdeauna, adică când a preluat Brecht teatrul la Berlin, l-au întrebat câte săptămâni aveți nevoie pentru o piesă și el a zis una în plus, da? Deci săptămâna asta în plus ne-a lipsit, dar o să o avem în septembrie. Ügyeletes titkos tanácsosok jelentése szerint a hercegkisasszony harmadnapja hosszasan nézegette magát a tükörben, mikor sírva fakadt, és azt mondta, hogy... Jaj, miért kell nekem ilyen hiába való módon elpusztulni. És ötödször is átküldetett, hogy érdeklődjenek a tudós állatot a fenébe. Aztán, amikor kiderült, hogy lényeges változás nem történt, dobbantott ki, és azt suttogta, hogy az ördög vigye el. Ma pedig találkára hívta ide a parkba. Mindennek utána néztem. Zsáros! Rosszabb! Átolvaj! Annál is rosszabb! Szilhámos! Ravasz! Ügyes! Bárcsak az lenne! Hát akkor mi? E o pată de culoare și aici probabil că e un pic de nonsens în ce zic, pentru că vreau să vorbesc despre cei care sunt fără culoare, adică actorii care joacă umbrele, dar e un lucru extraordinar cum se mișcă și cum fac parte integrantă a spectacolului. Da. Adică e o idee foarte bună care am adăugat-o piesei. Bineînțeles că umbrele în piesa originală sunt villegiaturiști care, mă rog, nu au calitatea asta abstractă, și coregraful nostru ne-a ajutat foarte mult să atingem calitatea asta abstractă și să fie o metaforă foarte clară și evidentă care subliniază și susține toată istoria principală. Muzica
La acest lucru a participat practic și decorul cu acele uși care se deschid, înghit personaje și lasă personaje să iasă la lumină. Da, da, decorul, adică e un decor foarte dificil pentru că e foarte negru, da? Și negru înghite foarte multă lumină. Și pentru că, cum se zice, pereții sunt reflectanți, reflectează foarte multă lumină, da? Dar asta era ideea, să fie înghițit de eclipsa care există în interior, da? Deci de spațiile întunecate care sunt în noi și pe care de-abia le dibuim dacă o rază de lumină intră. Az ön álmairól fogok mesélni, herceg kisasszony. Az enyémekről? Igen. Să ne explicați și să explicați telespectatorilor ultima scenă a spectacolului, când toți cei răi și care susțin partea întunecată a eului nostru practic sunt presați de un planșeu care se lasă de sus. Care a fost ideea? Ideea că, adică pe planșeu am avut o schițată o eclipsă de lună, da? Și bineînțeles că e pe cer și cerul se lasă din ce în ce mai jos până când înghite sau noaptea sau ziua tot ce, mă rog, ce nu trebuie să supraviețuiască pentru moment. E un basm și basmul trebuie să se sfârșească într-un happy end, chiar dacă e numai pentru o zi. Bocsássanak meg, hölgyeim és uraim! Elfoglalt ember vagyok.